Bun venit la o nouă temă din Ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă. Copii, dacă toată apa de pe Terra ar încăpea într-o sticlă de un litru, apa dulce ar fi doar o linguriță din acest litru. Apa dulce este o resursă limitată pe Terra. Dar câți dintre noi suntem conștienți de cantitatea de apă pe care o folosim pentru a produce alimentele de care noi avem nevoie? Vorbim foarte des despre amprenta de carbon, adică dioxidul de carbon pe care îl producem fiecare dintre noi și despre reducerea acesteia. Dar v-ați gândit vreodată câtă apă se consumă în fabricarea produselor pe care le folosim zilnic? Ei bine, lipsa de apă dulce este una dintre cele mai urgente probleme globale. Prin urmare, este important ca toți să devenim mai conștienți de amprenta noastră de apă, care măsoară cantitatea de apă folosită pentru a produce fiecare dintre bunurile și serviciile pe care le folosim. Astăzi vorbim despre o resursă care este nevoie să fie folosită în mod responsabil, iar obiectivul de dezvoltare durabilă la care ne vom referi este numărul 12, consum și producție responsabile. Eu, în calitate de profesor, consider că este necesar să creștem gradul de conștientizare a elevilor cu privire la cantitatea de apă folosită pentru producerea alimentelor, la necesitatea de a conserva apa în alegerile noastre alimentare și, desigur, de a evita risipa de alimente ori de câte ori este posibil. Dragi copii, vom face astăzi două jocuri, iar pentru primul dintre ele am invitat trei fete. Bună, Alexia, Maria și Diana! Avem pentru primul joc câteva alimente și voi trebuie să ghiciți care este amprenta de apă a acestor alimente. Știm ce înseamnă amprenta de apă, cantitatea de apă pe care o folosim ca să obținem acestea. Atenție, vă gândiți la un kilogram dintre acestea, da? O să vă rog pentru un minut să vă consultați, după care o să notăm la tablă. Hai să vedem! Fetelor, mulțumesc pentru răspunsuri, am văzut că v-ați consultat, ați dat niște răspunsuri, dar acum este rândul meu să scriu răspunsurile corecte, cele date de specialiști în urma cercetărilor. Ei, fetelor, acestea sunt datele statistice. Observați legumele, fructele, consumă o cantitate mai micuță de apă, da? Observăm aici și bananele, da? 790 de litri. Dacă ne uităm la toate produsele procesate, carne de pui, salam, șuncă, chiar brânză, observați, cantitățile sunt de ordinul miilor. 3.000, 6.000, ce să mai vorbim de biscuiții care sunt prelucrați, da? Nu mai este o hrană vie, 11.000 de litri de apă. Ce părere aveți? Nu ne gândeam absolut deloc, suntem șocate. Cea de la biscuiți, 11.000 de litri de apă, mi se pare o grămadă și... O cantitate mare, da, de apă, nu? Gândește-te că vorbim de grâul care este cultivat, după aceea ajunge la maturitate, spicele sunt secerate, boabele de grâu, ele ajung făină și după aceea în malaxor cu o anumită cantitate de apă, da, se formează biscuiții și se coc. E o cantitate într-adevăr enormă. Poate consumăm mai puțin dintre aceștia. V-ați fi așteptat la datele acestea? Mai ales la salam, chiar m-a uimit. Este da, tot ce este prelucrat. Cantitatea de apă este foarte mare folosită în procesul de prelucrare, dar și de creștere a animăluțelor care ulterior sunt procesate în această industrie. Trebuie să avem mare grijă, da? În funcție de cantitatea de apă consumată, vorbim de amprenta de apă a fiecărui produs alimentar pe care îl vedeți aici și sunt cele uzuale, cele pe care le consumăm în mod curent. Observați, fructele și legumele au un consum mare de apă și ele în comparație cu ce ați scris voi, dar totuși e mai mic în comparație cu produsele care sunt procesate. Și când ne gândim la cantitate,
un kilogram de mere de roșii, de la plantat roșia până când obținem fructul de roșie, da, tomata, iar merele din primăvară, când începe procesul de vegetație, rădăcinile absorb apa până cresc fructele și ajung la maturitate, le recoltăm. Pe când aici avem produse procesate, adică nu, pentru carnea de pui creștem puiul, cantitatea de apă pe care o folosim ca să ajungă la maturitate și după aceea procesăm produsele respective, uitați, cantitățile foarte mari. Da, abia acum mi-am dat seama că orice picătură de apă contează. Da, orice picătură de apă dulce, pentru da. Că este foarte puțină apă dulce pe tera. O treime din producția mondială de alimente ajunge să fie deșeuri. Cum putem reduce risipa de alimente pentru a scădea cantitatea de apă consumată? Eu cred că ar trebui să mâncăm mai puține produse procesate ca salamul sau șunca. Să încercăm să nu mai luăm atâta mâncare în exces, să încercăm să luăm mai puțină decât de obicei. Cât ne este necesară, nu? Sau să evităm consumarea produselor care au o amprentă mare de apă. Dragilor, continuăm activitatea noastră cu un nou experiment. Avem aici 3 pachetele zilnice, da? Pentru școală. Rugămintea mea este să depistați voi ce amprentă de apă au alimentele pe care le aveți în fiecare pachetel. Eu cred că pachetelul meu are 350 de litri amprenta de apă. Răspunsul este de 452 de litri, ai fost pe aproape, asta înseamnă că ce am făcut înainte chiar a contat. Și fii atent, 450 de litri pentru o feliuță de salam, o bucățică de castravete, o felie de pâine și un măr. Maria! Eu totuși cred că aici avem 240 de litri. Ai fost pe aproape, chiar foarte aproape, 279 de litri. Și fii atent, un ou ușor, da? O felie de brânză, pâinică, o felie și un ciorchine de strugure. Și, Alexia, tu ce părere ai? Eu cred că are în jur de 400 de litri. 400 de litri de apă consumată pentru a produce ce ai acolo în pachetelul zilnic. Răspunsul corect este 451 de litri. Wow! Fii atent, iaurt, da? Conține ceva apă și văcuța care îl produce bea destulă apă, ai o felie de șuncă, o felie de pâine și o banană care consumă și ea ceva apă. Ei, dragi copii, vedeți că pentru toate produsele acestea, amprenta de apă este foarte mare. Ce ziceți, pe viitor este nevoie să ne gândim ce ne punem în pachetelul zilnic? Da. Produse locale, mere, roșii, fructe locale, prune, pere, ar fi bine. Amprenta de apă este mai mică și sunt și sănătoase. Felicitări, fetelor! Sper că lecția aceasta a fost una plină de învățăminte pentru voi. Vă mulțumesc tare, tare mult! Și în continuare, dragilor, am pentru voi câteva provocări. Cronometrați cât timp lăsați robinetul să curgă atunci când vă spălați pe dinți. Reduceți cu câte 30 de secunde sau folosiți un pahar. Faceți un coș al alimentelor pe care le consumați și discutați cu părinții despre amprenta de apă. Concepeți un prânz sănătos și gustos cu amprentă de apă de cel mult 300 de litri. Amprenta de apă dezvăluie adevăratul cost al stilului nostru de viață. De la alimentele pe care le mâncăm, până la hainele pe care le purtăm, până la cărțile pe care le citim și muzica pe care o ascultăm, toate acestea costă mai mult decât plătim. Un tricou din bumbac necesită aproape la fel de multă apă ca și carnea de vită, o pereche de blugi chiar mai mult. Pe de altă parte, trebuie să luați în considerare schimbările climatice, creșterea populației și poluarea. Mulți experți prevăd lipsuri grave de apă dacă ne continuăm drumul actual și nu ne schimbăm obiceiurile de consum. Închidem acum ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă. Vă îmbrățișez cu drag până la o nouă lecție!